Deci, așa cum anunțam, puțin mai devreme, începem un nou eveniment la standul editurii Herald. Deschidem ziua de sâmbătă cu Voltaire despre fizica lui Newton și popularizarea științei. Lansarea cărții Elementele filosofiei lui Newton de Voltaire în colecția Cogito a editurii Herald. Invitații din acest început de zi, pentru că dimineața nu este, domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică, colegul meu Alexandru Anghel, coordonatorul colecției Cogito, și îl așteptăm din clipă în clipă și pe domnul Ion Bogdan Lefter, scriitor, critic literar, analist cultural și politic. O mică introducere despre ceea ce înseamnă colecția Cogito și am să-l las după aceea pe colegul meu, am să-i dau cuvântul colegului meu Alexandru Anghel să ne povestească mai multe despre ceea ce înseamnă colecția Cogito în portofoliul editurii Herald. Bineînțeles că vom pomeni și despre alte titluri publicate, editate în colecția Cogito, titluri care au făcut și cu siguranță vor face istorie și în viitor. Nu există nimic mai captivant și în același timp cutremurător decât mărturia unei lupte cinstite între acea parte a ființei care înclină către fiorul religios al existenței și cealaltă parte născută din putele rațiunii, care tinde către o justificare și o clarificare imediată a vieții. Astfel de mărturii adună colecția Cogito, un demers dedicat marilor spirite filozofice occidentale, care au avut curajul să pună față în față religia și metafizica, misticismul și logica, îndoiala și credința, transcendentul. Titluri precum Filosofia naturală de Isaac Newton, Epoca rațiunii de Thomas Paine, Leviatanul de Thomas Hobbes, Dialoguri asupra religiei naturale de David Hume, alăturându-se astăzi Elementele filosofiei lui Newton de Voltaire, sunt cărți, așa cum am spus mai devreme, cărți care au făcut istorie, vor face istorie și cu siguranță ele au schimbat niște paradigme de gândire în momentul apariției, în momentul publicărilor. Îl rog pe colegul meu, Alexandru Anghel, să ne povestească despre colecția Cogito. Colecția Cogito are deja aproape 10 ani. Am urmărit aici să public mari figuri dintr-o perioadă foarte importantă din istoria intelectuală și științifică a Europei. Cei mai importanți reprezentanți care în principal nu au fost publicați la noi. Leviatanul lui Hobbes este un exemplu grăitor în acest sens. Elementele filozofiei lui Newton vine să întregească deja două titluri care au fost publicate, cei doi autori în mod separat. Avem tratatul despre toleranța lui Voltaire și Filosofia naturală lui Newton. M-am gândit că cei de două exemplare deja având un succes de piață destul de mare, să iau și o carte despre gândirea lui Newton, mai ales pentru că Newton a schimbat paradigma gândirii europene la vremea respectivă. Voltaire a fost nevoit într-o perioadă în viața sa să meargă în Anglia timp de 2 ani. Acolo a descoperit o altă lume. Chiar el recunoaște în scrisorile sale despre Anglia cum gândeau englezii față de francezi, care erau influențați cu totul alt sistem, de sistemul cartezian, care avea o metodă care nu se apleca spre experiment. Ei bine, Newton acolo a schimbat ordinea cercetării. El, spre deosebire de Descartes, era interesat de efecte. Descartes era interesat de cauze.
practic, cum spune și Voltaire în cartea sa Elementele filozofiei lui Newton, e ca și cum ai merge, ai întâlni la un moment dat în drumul tău un râu și ai începe să speculezi despre originea sa, fără să mergi la originea respectivă, gândindu-te pur și simplu la cauză. Așa se făcea în filozofia continentală. Voltaire a fost pur și simplu șocat de gândirea engleză, de cât de practică este, și s-a întors din exilul respectiv în Franța pentru a face cunoscut pe acest autor, care tocmai murise de puțin timp, apărând pe lângă scrisorile sale filozofice și această carte, care practic, aș putea să spun fără nicio reținere, este prima carte de popularizare în sensul modern al cuvântului, a științei. De ce spun asta? Până la apariția acestei cărți, mai fusese publicate prin Anglia tot felul de prezentări ale științei, erau foarte tehnice, erau sub formă de opuscule, circulau printre elite. Ei bine, Voltaire, fiind un om de litere, a vrut să aducă publicului francez o alternativă, să-i facă pe cartezieni să renunțe la acele vârtejuri care erau speculate, care Descartes spunea că mișcă planetele. Să se gândească la acea acțiune la distanță, la gravitație, care pur și simplu nu, a care cauză nu putea fi cunoscută și a care mecanism nu înțelegem nici astăzi. În origine, adică cauzele sale nu le înțelegem nici astăzi. Ei bine, el fiind un om de litere, nu avea o minte matematică foarte bine pusă la punct. Era pur și simplu, recunoștea prietenilor că nu poate să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă în scrierile lui Newton. Ei bine, Voltaire fiind o persoană foarte deschisă spre relații, mai ales de ordin feminin, a avut norocul să întâlnească o doamnă pasionată de matematică, cu care am învirbat o relație extraordinară și din relația lor a apărut s-a deschis apetitul față de știința englezească pe continent. Această carte este practic și aportul acestei doamne, Madame du Châtelet. Voltaire, trăind împreună cu ea și făcând cercetări împreună cu ea și luând note din ce îi spunea această femeie extraordinară, a scris această carte. Practic, se poate numi, în mod real, s-ar putea spune că este un coautor. Această carte vine să schimbă practic direcția gândirii filozofice iluministe după ea. Vine să aducă o cercetare rațională a naturii Dumnezeu pe care poți să-l cunoști pe cale naturală. Newton a făcut asta, Voltaire a avut influența asta și până astăzi încă și astăzi se mai folosesc argumentele de atunci. Apropo de găsirea lui Dumnezeu pe care natural, îl putem asemăna într-o oarecare măsură pe Newton cu Thomas Paine, din punctul ăsta de vedere, mă refer la cartea Epoca Rațiunii publicată tot în colecția Cogito. Da, da. Putem să spunem și Paine era pasionat de știință. Și Paine încerca cu mintea sa, practic din om autodidact, să înțeleagă știința și el considera că știința este o cale de a cunoaște pe Dumnezeu prin intermediul naturii. Era el diviniza știința în sensul care îi subvenea divinitatea prin cercetarea sa. El era un deist. Și deiștii, care mai există și astăzi, nu credeau un Dumnezeu personal în mod obișnuit. De aceea era foarte mult marginalizat din cartea asta. Dar credeam într-un Dumnezeu al intelectual. Mulțumesc mult de tot, Alexandru Angel, pentru domnul Cristian Român. Cartea lui Voltaire este o mărturie limpede a aprecierii contribuțiilor lui Newton din epocă. Și știm totodată că unele explicații newtoniene sunt încă valabile științific.
ne puteți spune ce rol a avut acest mare om de știință în dezvoltarea cunoașterii lumii naturale și cât de importantă este încercarea de a populariza ideile lui științifice? Este greu de spus câteva subiecte. Practic, Newton este unul dintre titanii cunoașterii științifice. O personalitate cu foarte multe trăsături interesante despre care se povestește prea puțin. El era și foarte religios în același timp, dar el a pus alături de Galilei, Copernic și Kepler, au pus bazele științei. Până la Newton, deci nu mă refer la teoria elaborată de el, până la Newton se considera că experimentul, că încercarea de a testa o teorie, o idee filozofică, e ceva sub demnitatea filozofică. Din cauza asta, în Franța, era apreciat Descartes, înțelegea, descoperea lumea prin deducție, judecăți logice, una după alta, construia un întreg univers. Newton nu. Newton chiar spune, eu nu fac ipoteză, lucrează niște principii foarte simple, de la care se poate descrie întreg universul. Avem în mecanică trei principii marșelate. Mă rog, ar fi 2 și jumătate, ca să fiu puțin mai exact. Ei bine, din aceste trei principii avem mai târziu motorul cu ardere internă, pentru că mecanica newtoniană nu se aplică nu numai la mișcările din univers, se aplică și pentru alte fenomene. Și vreau să revin un pic la importanța lucrării lui Voltaire. După preceza și prietenul meu, Alexandru Anghel, în vremea în care el publica această carte, Franța era dominată de cartezianism. Era privit Newton cu luare care, cum să zic, cu condescendență. Dar el reușește să schimbe paradigma, cum spunea și prietenul meu mai devreme, convingând pe francezi, atenție, cartea este dedicată publicului larg, el chiar precizează în această carte acest lucru, reușește să schimbe modul de gândire. Și să nu credeți că este foarte ușor acest lucru. E foarte greu să, atunci când ai niște prejudecăți, ai, cum să zic, un mod de gândire bine structurat în creier, este foarte greu să schimbi. Iar Newton a făcut asta, iar în Franța, Newton a dus la cunoștința oamenilor de rând de către Voltaire. Și vă rog frumos să citiți cartea, pentru că este extraordinar felul în care Voltaire popularizează știința. Voltaire nu era, el era tot așa, mai degrabă spre filozofie inclinat. Nu era el acolo un om de știință, dar sublinează în permanență în carte nevoia de experiment. Și asta apreciază la Newton, faptul că a făcut experimente. Dacă împreună cu doamna marcheză de Châtelet, prietena, iubita lui, care poate ar trebui scris o carte separată despre relația dintre cei doi, au autobiografia de Voltaire. Da. Astea, împreună cu madame Châtelet, a făcut un laborator de optică în castelul în care locuia. Gândiți-vă, într-o vreme în care experimentul era considerat o chestie murdară, nedemnă de gândirea unui intelectual. Revenind la Newton, Newton a schimbat fața lumii. Este unul dintre mari gânditori ai omenirii, alături de Einstein, aș pune pe primul loc în evoluția cunoașterii omenești. Pentru că prin simplitatea teoriilor lor, cei doi, și Newton și Einstein, au schimbat practic felul în care înțelegem noi lumea. Și nu eu, jurnalistul de știință sau fizicianul putare care scrie pe tablă formule, ci la nivelul omului de rând, revoluția pe care Newton a adus-o își face simțită prezență. Vă mulțumesc mult! Alexandru, aș vrea să te întreb în calitate de coordonator al acestei colecții, al colecției Cogito. Vreau să te întreb cum vezi apariția acestei cărți în cadrul proiectului tău și cum o vezi în contextul istoric în care a fost ea publicată. Și aici, ca să fac o mică
amintire la cele spuse de domnul Cristian Român. Aș face așa cu oarecare îndrăzneală un soi de top 3 al personalităților celebre, foarte notorii, care au schimbat paradigmele gândirii filozofice, gândirii științifice. Isaac Newton, Albert Einstein și Charles Darwin. Că tot este Darwin și autorul Veraldului. Da, Darwin e o bună observație. L-avem publicat într-o colecție care de știință, de popularizare știință, Matrices, pe care o coordonez cu bucurie. Există o asemănare de ce o colecție. Acolo avem cărți moderne de popularizare științei. Aceasta e una dintre cărțile clasice de popularizare științei. Aș vrea să vorbim mai mult, poate, despre influența lui Newton și în filozofia. Aș vrea să accentuez acest lucru. Pentru că el a marcat o rupere de partea de lumea aristotelică și de gândire clasică, transformând, cum spune și cel care face prefața și traducătorul Adrian Niță acestei cărți, pe care îi mulțumesc pe această cale, a trecut de la un cosmos închis la un univers infinit, s-a trecut, făcut trecerea. Și practica cu cosmos, vechiul cosmos, lumea era stratificată și nu existau legături indirecte între lumea sublunară și cea supralunară. Un univers de la superior la inferior se mergea, practic, sau invers. În universul infinit al de după Newton, lucrurile sunt democratice, există o zonă care să fie superioară la alteia în spațiu și timp. Există universalitatea legilor. Acest lucru nu mai era gândit în atunci. Și asta a dat de gândit și filozofilor, care începuseră să aibă un rol foarte important din începutul secolului al XVII-lea, a doua jumătate, să influențeze mult dezbaterile publice. Pe atunci, dezbaterile publice erau făcute de teologi, erau mai mult între ei elemente de doctrină, cu limite, nu prea mult. Deci deveniseră un fel de formator de opinie. Da, exact. Filozofia până atunci era un fel de slujnic a teologiei, sau rațiune, slujnic a teologiei. Și prin filozofie au prins o putere neimaginată anterior. Ei puteau să influențeze dezbateri ce țineau de educație, de politică, cunoaștere în general. Și, e bine, universalitatea legilor din nou univers a început să fie aplicată și la nivel psihic. Aici îl avem pe David Hume, publicat la noi. El este tributar lui Newton și chiar recunoaște pe alocuri legat de modul cum înțelege el formarea ideilor. Chiar folosește concepte, cum ar fi atracție, cercetarea sa psihologică, filozofică, și are întreaga sa epistemologie ține de această de speranța aceasta în noua știință de revoluția științifică, atunci nu numai asta. Și tot ce a produs el are această legătură. Se folosea în vremea respectivă foarte mult și termenul experiment și experiență. Nu se făcea diferența între experimentul cum înțelegem noi astăzi. Ei, experience era același termen folosit și pentru experimente optice și experiență interioară. De aceea a fost foarte ușor la nivel conceptual lui Hume să aplice în același sens folosit și de oameni de știință laborator în laboratorul minții, să treacă lucrurile. Și lucrurile au avansat în felul acesta și avem s-a ajuns până la urmă la psihologia modernă. El este unul din precursorii psihologiei. Ai îndepărtat așa. Mulțumesc foarte mult, Alexandru Angel. Și ultima întrebare pentru domnul Cristian Român. Cum se citește în zilele noastre Voltaire vorbind despre Newton? Da, foarte bună întrebarea, e o întrebare extrem de interesantă. Eu aș citit-o pe nărăsuflată cartea. O oarecare
nostalgie, ca să zic așa. Se simte faptul că el făcea eforturi ca să înțeleagă ceea ce urmează să scrie. Când altfel, orice popularizator a științei trebuie să o facă. Încerca el, unde e nostalgia? Pentru că el încerca să explice niște lucruri care astăzi sunt înțelese de copiii de clasa a 1-a, a 2-a, pentru că între timp, în secolele care au trecut, de atunci, cumva într-o matrice colectivă de cunoaștere, lucrurile enunțate de Newton sunt cât se poate universal valabil. Și mai place, mi-a mai plăcut un lucru foarte interesant în cartea asta. Știți de unde a venit ideea lui Newton, momentul de eldrica a lui Newton? De la mărul căzând din copac. Ei bine, Baudelaire este primul care enunță această legendă. El s-a întâlnit în Anglia, cât a stat, cu nepoata, dacă nu mă înșel, cu nepoata lui Newton, și se pare că ea i-ar fi povestit întâmplarea. Newton stând așa sub un copac, meditând la măreția Universului, cade un măr și îi declanșează un soi de revelație. Gândiți-vă, el s-a gândit mult timp până să elaboreze această stare adevărată. Se pare că nu a fost adevărat. Dar este foarte sugestivă pentru a ilustra o schimbare profundă în gândirea umanității. Repet, cartea se citește ușor. Tocmai pentru faptul că Voltaire nu prea l-avea cu matematica, cu fizica și el era forțat cumva să-și explice lui însuși. Și din cauza asta recomand, nu știu de ce nu ar fi în bibliotecile școlilor această carte, pentru că s-ar suprapune foarte bine ceea ce poți citi în această carte cu ceea ce elevii știu deja de la orele de fizică. Și s-ar putea face și discuții extrem de interesante pe baza textului acestei cărți, scrisă în urmă cu 2 secole, dacă estimez eu bine, cartea mai bine de 2 secole. Oh, chiar așa. Cartea rămâne în continuare foarte, foarte modernă. Și nu fac reclamă, trebuie citită neapărat. Dar cu atât mai mult cu cât Voltaire era un literat și un o fire poema a celor... Revoltat. Iată deci încheiem aici evenimentul, primul eveniment din seria de evenimente de astăzi, de sâmbătă. Voltaire despre fizica lui Newton și popularizarea științei cu lansarea cărții Elementele filozofiei lui Newton de Voltaire în colecția Cogito a editurii Herald. Alături de acest titlu noi vă invităm să mai citiți Filozofia naturală de Isaac Newton, Epoca rațiunii de Thomas Paine, Leviatanul de Thomas Hobbes, Dialoguri asupra religiei naturale de David Hume. De asemenea, titluri apărute, publicate în colecția Cogito a editurii Herald. Le mulțumim invitaților noștri, domnul Cristian Român și colegul meu Alexandru Angel, pentru această întâlnire, pentru acest prim eveniment. Și cu siguranță noi vă așteptăm și la următoarele evenimente.